Gaziștii au avut un început perfect de meci cu Unirea Târlungeni, iar Liviu Băjenaru a deschis scorul atunci când tabela indica abia minutul 2. Imediat gaziștii au cedat inițiativa oaspeților, care au ratat mai multe ocazii la partea lui Greab. Egalarea a venit firesc cu 3 minute înainte de pauză, atunci când Sebastian Bucur a înscris cu lovitură de cap bine plasată. Repriza a doua a aparținut Gazului, care a controlat jocul fără a avea însă ocazii clare de gol. În minutul 80, Valentin Crețu a fost faultat în careu, iar Ovidiu Bica a transformat cu siguranță lovitura de pedeapsă, care a făcut în cele din urmă diferența pe tabela de marcaj. Ne-a trebuit să luăm gol minutul 2 ca să jucăm o repriză întreagă. Noi nu putem să ne concentrăm, să nu luăm gol repede, așa am avut și etapa de jucă cu Pâncot, dar după aceea degeaba am jucat bine prima repriză și am mai jucat un sfert de oră de repriza a doua, că n-am fi putut pe contraatac cu acela la Bucur, cum în fața porții, să-l verificăm. După aceea ne-am retras inexplicabil, Gazul a avut mai multe lovituri în apropierea careului, plus a venit faza aia cu 11 metri, a fost, n-a fost, nu pot să mă pronunț că nu am văzut bine de acolo de unde sunt, dar arbitru înseamnă că a fost și s-a încheiat jocul. Se putea mai mult? Eu spun că da, dar facem prostii. Din păcate, federația cu regulamentul lor, cu acei juniori care efectiv îți dau bătăi de cam nu știi pe care să bagi, cum să-l bagi, eu spun și am spus și când mă uit prima dată la ședință, spun, toți nu sunt pregătiți pentru Liga a doua, copii de 17-18 ani, plus că prin această decizie care a luat-o generația 94-95 și a terminat definitiv ca jucători. Ca și la Arad, mulțumit de rezultat, mai puțin de jocul din prima repriză în special, când am crezut că jocul e terminat repede, am lăsat inițiativa oaspeților și am suferit. Noi avem 2 copii, de fapt avem 5 copii, toți talentați. Normal că fizic suferă. Noi avem oarecum șansa, pe de altă parte neșansa, că îi avem de la mijloc în sus și acțiunile de atac suferă în continuitate și în încredere. Jucătorii mai maturi își pierd încrederea în jucătorii tineri și... Nu. Eu cred însă că probabil încă 3, 4, 5 etape vor mai suferi, dar după aceea vor lua și vor juca cei mai puternici dintre ei, nu neapărat cei mai talentați. Este un impediment normal ca să joci cu 2 copii, dar eu cred că este o idee bună. De câte etape credeți că mai nevoie să, ca la rezultat să și intre în joc normal? Păi, din punctul ăsta de vedere, o să avem meciuri grele, etapă de etapă. Ne impunem ca și la UTA. Am văzut că UTA a câștigat acum la Cluj. Până în valoarea colectivă, până la urmă, cu greu sau și cu șansă uneori. Însă, repet, problema nu e neapărat de adversar, cât de a conștientiza că Liga a doua este o ligă cu jucători mai, hai să nu spun neapărat modești tehnic, dar mult mai muncitori și fiecare meci ai de tras dacă nu te duci 100% de la început până la sfârșit.